Studenții, atât de la universitățile private, cât și de la cele de stat, vor putea avea carduri complexe de acces din luna aprilie. Municipalitatea oferă prin aceste carduri facilități de transport public și acces la anumite evenimente culturale. Pot beneficia, pe lângă facilități date prin lege, cum ar fi cele de transport, cele de acces în diverse spații publice, cum ar fi muzee, stadion, biblioteci, altele, dar și posibilitatea de a stimula performanța lor universitară prin asigurarea unor facilități suplimentare din partea universităților, a statului sau poate a autorității locale. Acest card de acces propus de Primăria Iași este unic în România. Deocamdată nu, el n-a fost regăsit practic nici în alte localități din Europa unde sunt medii academice dezvoltate, dar desigur copie secvențe din accesibilitatea generală pe care poate avea un cetățean, posibilitatea de a da facilități studentului și, desigur, un concept mai larg de a ajunge în Iași să fie un mediu academic cât mai prietenos, să vină cât mai mulți studenți. Proiectul de hotărâre va fi supus aprobării la sfârșitul lunii martie. Studenții vor putea avea acces la aceste facilități din luna aprilie.